Donald Trump confirmă propunerea pe care i-a făcut-o lui Vladimir Putin, într-un viitor nu prea îndepărtat video. Presubliniere dintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuncat marci ce i-a telefonat omologului său rus, Vladimir Putin, pentru a-l felicita pentru victoria electorală. Subliniere i-a sugerat ce cei doi lideri s-ar putea întâlni în curând, într-un viitor nu prea îndepărtat, relatează agențiile Reuters, subliniere i France Presse. Timpul unei întâlniri la Casa Alb cu princul subliniere tenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ce el crede ce se va întâlni cu Putin într-un viitor nu prea îndepărtat pentru a discuta despre cursa înarmărilor dintre cele două țări, precum sublinierea situația din Ucraina, Siria sublinierea Coreea de Nord, scrie Agerpes. Am avut o conversație foarte bună, a notat el. Referindu-se la cursa înarmărilor dintre Washington subliniere și Moscova, Trump a estimat ce aceasta scapă de sub control, dar a asigurat că noi rămânem de departe mult mai puternici decât orice car din lume, făcând referire la Statele Unite. Vladimir Putin a fost reales triumftor duminic pentru un al patrulea mandat, cu 76,7% din voturi. Spre deosebire de mesajele de la liderii țărilor aliate, precum China sau India, occidentalii au întârziat să-l felicite, într-un context de tensiuni est-vest agravate de otrăvirea fostului spion rus Sergei Skripal în Anglia.